Din toată inima vă spun bun venit la o întâlnire nouă cu programul Întreabă Cuvântul. Ce este închinarea? Este un gest al mâinii? Sau poate venirea la biserică în ziua de odihnă? Sau o cântare? Poate o rugăciune? Este cumva o stare a inimii? Există mare confuzie astăzi în mintea oamenilor și închinarea ocupă un loc central în cadrul Bibliei și al înțelegerii noastre despre Dumnezeu. Studiul în această săptămână și pentru sabatul care ne stă în față aduce în centrul atenției noastre subiectul închinării. Închinare fără sfârșit este titlul acestui studiu. Și pentru că dorim să găsim răspunsurile Bibliei și să punem și întrebările care ne aduc aceste răspunsuri, vreau să vă spun de asemenea bun venit, nu numai dumneavoastră, celor care sunteți cu noi, dar să spun bun venit și celor care sunt cu noi pe platou. Geta, bun venit, ne bucurăm că ești cu noi din nou la acest program. Frate pastor Dănăiață, ne bucurăm că sunteți din nou împreună cu noi, o prezență bună, valoroasă și apreciem totdeauna ajutorul. Înainte de a merge în călătoria acestui studiu, aș vrea să vă invit să începem cu câteva gânduri de rugăciune. Geta, te rog frumos, dacă vrei să ne conduci. Tată bun din ceruri, în numele Domnului Hristos ne prezentăm în fața Ta să ne închinăm și să aducem recunoștința noastră pentru felul minunat în care ne-ai condus până în prezent. Tatăl nostru, ai promis că atunci când doi sau trei se vor aduna împreună pentru a studia din cuvântul Tău, prin Duhul Tău cel Sfânt vei fi în mijlocul lor. Amin. Te rugăm, împlinește-ți această făgăduință acum și aici cu noi. Suntem gata să deschidem cuvântul Tău. Te rugăm să ne dai înțelepciune, să golești inimile noastre și mințile noastre de tot ce este vremelnic, Amin. De tot ce nu este după voia Ta și îndreaptă-ne gândurile spre ceruri. Te rugăm, ajută-ne să nu ne lăsăm intimidați de evenimentele care vor veni și să știm că Tu ești Dumnezeul nostru și că închinarea pe care trebuie să ți-o aducem nu va avea sfârșit. Te rugăm, binecuvintează pe cei ce ascultă, te rugăm să ne binecuvintezi și pe noi cei care prezentăm și binecuvântarea Ta să se răsfrângă asupra comunităților noastre, asupra familiilor noastre, pentru că odată să putem să fim cu Tine în împărăția Ta. Și îți mulțumim, Tată, în numele Domnului Hristos. Amin. Amin. În prima secțiune a studiului din săptămâna aceasta, Psalmul 134 constituie motivul și referința biblică pentru care suntem invitați să studiem închinarea. Aș vrea să vă invit să deschidem la Psalmul 134 și aș vrea să vă întreb, de fapt, haideți să citim Psalmul 134. Este un relativ scurt și cred că este un lucru de valoare, un câștig pentru noi. Dacă vrei, Geta, te rog frumos. Iată, binecuvântați pe Domnul toți robii Domnului care stați noaptea în casa Domnului. Ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Domnul să te binecuvânteze din Sion, El care a făcut cerurile și pământul. Mulțumesc. O primă întrebare, scurt. Unde se produce acțiunea? Unde are loc acțiunea descrisă în Psalmul 134? Acțiunea descrisă în 134 are loc în casa Domnului și se referă la binecuvântarea pe care Domnul revarsă din Sion, se referă la creațiune, se referă la Dumnezeu Creator, iar deci Dumnezeu binecuvintează din sanctuar, în sanctuar, nu, Dumnezeu îl binecuvintează pe popor din Sion, iar poporul binecuvintează pe Dumnezeu din sanctuar. În prezența în sanctuar. Mulțumesc. O a doua întrebare, frate pastor. Cine sunt cei care sunt în templu sau în sanctuar, care stau noaptea și binecuvintează pe Domnul? De ce este descrisă acțiunea aceasta ca fiind noaptea? Mi se sugerează că ar putea să fi fost garda leviților, care aveau grijă ca niciodată să nu se întrerupă
fumul sau jertfa de pe altar de la jertfa necurmată sau de la tabin. Și de asemenea leviții care făceau slujbă înaintea lui Dumnezeu și care au fost organizați în așa fel încât să slujească zi și noapte. Zi și noapte. Mulțumesc. Cum este privit deci sanctuarul din punct de vedere al poporului și al psalmistului, de fapt, cu privire sau la acțiunea închinării? Deci, de ce este sanctuarul acolo ales ca fiind locul unde se aduce închinarea lui Dumnezeu? Era considerat locul în care poporul se întâlnea cu Dumnezeu, era considerat un loc sfânt. Mulțumesc. Ne gândim la versetul 8 din Exod 25, unde Dumnezeu a spus să-mi facă un loc sfânt, un locaș în care să locuiesc. Și să locuiesc. Da, da. Mulțumesc. Deci, locul respectiv este locul unde Dumnezeu își educă poporul său în legătură cu închinarea. Îi învață cum să se închine. Poporul se închină și acasă, sigur, se roagă și acasă. Dar închinarea de acasă este o derivație a marii lecții care se întâmplă acolo. Acolo este revelată lucrarea lui Dumnezeu, raportul lui Dumnezeu cu păcatul și cu neprihănirea, ispășirea, răscumpărarea, toate sunt acolo. Totul se învață la templu. Deci nu este doar un simplu loc unde se adună, este un loc de educație a mântuirii. Și dacă aș vrea o extensie acestei formule, mi-aduc aminte, Ellen White vorbește undeva în Hristos, Lumina Lumii, spune că mântuirea este educația noastră pentru cer. Deci acolo oamenii, poporul era educat pentru cer. Asta este închinarea, de fapt, prin extensie oarecum. Mulțumesc. În Psalmul 134, pe care l-am citit de câteva momente, aș dori să vă rog să îmi explicați sau să explicăm. În versetul 2 apare o idee foarte frumoasă și aș vrea să o dezbatem puțin. Versetul 2 spune: ridicați-vă mâinile spre Sfântul Locaș și binecuvântați pe Domnul. Acțiunea aceasta a ridicării mâinilor pentru a binecuvânta pe Domnul, în timpul acela, în locul acela sfânt, în timpul închinării, avea un rol deosebit. Cum ar trebui să înțelegem acțiunea care a avut sau care este deschisă aici pentru atunci și cum putem să înțelegem sau cum putem eventual să folosim lucrul acesta astăzi într-un mod în care Dumnezeu ar aproba și iar pe noi ne-ar pune într-o situație bună a închinării, într-o situație corectă a închinării, mai bine zis. Dacă putem să dezvoltăm puțin ideea ridicării brațelor spre cer. Înainte să începem, am căutat o imagine pentru fundalul studiului nostru. Și înainte să alegem această imagine a sanctuarului ceresc, am pus și eu pe Google Worship Forever. Uh-huh. Închinare fără sfârșit. Și ceea ce mi-a dat mie Google-ul a fost următorul lucru. O mulțime de oameni înconjurați de niște culori de curcubee care aveau mâinile ridicate în extaz, care erau extrem de fericiți, bucuroși, într-o atitudine destul de curajoasă, umanistă aproape, exprimându-și bucuria învingătorului și bucuria omului salvat, mântuit, care nu mai are nicio problemă. Când m-am uitat acolo la imaginele respective, care semănau foarte mult cu imagini de discotecă, mai mult decât cu imagine de biserică, mi-am dat seama că ideea de închinare începe să fie foarte compromisă în mintea noastră. Nu în mintea omului de la biserică. Probabil că noi ne-am obișnuit cu biserică, încă păstrăm modelul. Dar pentru mintea cercetătorului, care nu ține neapărat de lumea religioasă, închinarea începe să aibă o conotație foarte vagă, foarte ambiguă.
Care sunt elementele care produc ambiguitate? Ține exact de întrebarea pe care ai pus-o. În Vechiul Testament sunt anumite proceduri, anumite gesturi care erau consacrate pentru binecuvântare, ca și ridicarea mâinilor, care ulterior au fost luate și folosite într-un sens mult mai larg. Bucurie, revoltă, exprimare umană, extaz și așa mai departe. Toate în foarte multe exprimări sociale care nu țin neapărat de închinarea biblică, țin de altceva. Nu? Și atunci, pentru că gesturile seamănă foarte mult unele cu altele, am început să confundăm discoteca cu biserica, biserica cu discoteca, adunările de mase de oameni care sunt influențate de anumite idei, toate parcă se amestecă unele cu altele. Cred că până la sfârșit biserica va trebui totuși să aibă un statut și un cadru foarte definit și să nu se amestece cu alții. Mulțumesc. N-am dat un răspuns complet, las ca discuția să fie deschisă. Mulțumesc. Eu aș folosi exemplul lui Moise atunci când își ridică mâinile pentru ca să aibă biruința asupra lui Amalek și deoarece mâinile lui Moise erau obosite, trebuiau sprijinite de mâinile celor care îl ajutau, Aron sau Hur. Și Hur, da. Și aș transfera aceasta la situația noastră din ziua de astăzi. Dacă mâinile conducătorilor noștri sunt obosite, trebuie să primească ajutor din partea celor care slujesc în comunitate. Deci ceea ce vrei tu să spui, că gestul acesta de ridicare a mâinilor are mai mult o valență metaforică, spirituală, da, simbolică, da. Nu e ceva ceea ce ar trebui să fie sau să se întâmple pur și simplu pe teren în biserică? Adică ești de părere că ar trebui să ridicăm mâinile în momentul cântării? Sau nu. Zici nu neapărat. Nu. Dar e o greșeală dacă le-am ridica? În cultura noastră, da. E o problemă de cultură. Haideți să stabilim, deci, să stabilim acum. Aici este sensibilitatea subiectului, într-adevăr. Spuneam la un moment dat că există anumite gesturi care au fost luate din cadrul liturgic bisericesc, scoase afară pe stradă, scoase afară, zic eu, în anumite cercuri mistice, carismatice. Ridicarea mâinilor este foarte comună a celor care cer prezența divină sub imaginea unei energii impersonale. Da? Și atunci, dacă este o energie impersonală, mișcările, deschiderea palmelor, podul palmei și așa mai departe, au o importanță deosebită pentru ei, pentru că se crede că prin podul palmei se poate, lua legătura cu Dumnezeu. Da? Sau cu divinitatea, sau cu ce vrem noi. Asta una. Doi. În momentul, se crede că prin fontanelă, de asemenea, se poate comunica cu infinitul. Deci ființa umană este un fel de, antenă care își caută direcția sau polul. Și atunci gestul este acolo. Gestul este afară. Toba apar în psalm. Tobele, chitările, timpanele, elemente de percuție, care erau folosite la templu pentru sublinierea anumitor momente triumfale, când toată lumea striga, poporul striga, împreună cu aceste instrumente pentru a da forță. Ei bine, lucrurile astea au fost luate ulterior, sigur, și atunci erau, dar și folosite în manifestările publice, le găsim în Babilon, la Câmpia Dura, le găsim toate acolo. În momentul în care toate aceste instrumente sunt folosite astăzi, se amestecă din nou. Sărbătoarea populară este adusă în biserică și este numită închinare. Și de aici încolo începem să avem probleme. Mulțumesc. Înainte de a merge mai departe, aș vrea să
poposim la încă o idee pe care Psalmul 134 o prezintă, o aduce înaintea noastră. Nu știu dacă am definitivat, mă așteptam ca să definitivăm puțin. Definitivăm. Da, ok, bun atunci. Sigur. Deci, înainte de a merge la ideea care încă este acolo, așa cum ați subliniat și vreau să mergem pe ideea asta, suntem în cadrul istoriei Pământului. Trăim sub semnul sau sub realitatea marii lupte dintre bine și rău, dintre Dumnezeu și Satana și, aș spune prin extensie, între adevărata închinare și o închinare falsă sau închinarea falsă. Din cauza aceasta, cred că este nevoie să definim puțin elementele închinării și apoi să vedem cum această închinare în Psalmul 134 se relaționează între Dumnezeu și cei care sunt în sanctuar, poporul său, și cei care sunt în sanctuar și apoi Dumnezeu. Deci, putem să încercăm o definiție a închinării, cel puțin pe baza ceea ce am discutat până acum. Și nu numai. Și definit închinarea ca și omagiu, exprimarea laudelor, mulțumirilor pe care trebuie să le aducem lui Dumnezeu. Și deoarece textul, titlul lecțiunii noastre este Închinare fără de sfârșit, pentru că avem de-a face cu un Dumnezeu veșnic și închinarea a început din veșnicie, creațiunea, și pentru că Dumnezeu este veșnic, închinarea va continua până la sfârșit în veșnicie. Okay. Mulțumesc. Frate pastor? Închinarea este produsă de întâlnirea a doi factori. Este ca și cum atingi în electricitate polul pozitiv cu polul negativ. Când îi atingi, se obține un scurt circuit. Da? Ei bine, scurt circuitul acesta, în opinia mea, este emoția sau energia închinării. Cele două părți care se apropie una de cealaltă este Dumnezeu și omul. Întâlnirea cu Dumnezeu este extrem de provocatoare pentru ființa umană. Uneori nu știm ce se va întâmpla în întâlnirea cu Dumnezeu și pentru că nu știm, suntem pe punctul să intrăm încălțați în zona rugului aprins, ceea ce e periculos. Din cauza asta Dumnezeu ne dă instrucțiuni, nu veniți oricum înaintea mea. Întâlnirea presupune schimbări din partea voastră, punctul 1, punctul numărul 2. În închinare, amândouă părțile lucrează. Nu numai ființa umană și nu numai Dumnezeu. Dumnezeu binecuvintează poporul, poporul binecuvintează pe Dumnezeu. Este un fel de dar reciproc aici. Din cauza asta, atitudinea omului, pentru că n-am probleme cu atitudinea lui Dumnezeu, atitudinea lui Dumnezeu e definită, el produce, el este standardul pentru închinare. Am probleme cu omul care nu știe cum să se relaționeze la asta. Atitudinea omului poate să fie extrem de corupătoare vis-a-vis de închinare. Vă dădeam exemplu cu cei care erau pe Google, da? Ei erau niște oameni care în cultură umanistă stăteau înaintea lui Dumnezeu ca niște titani, ca niște biruitori. Textul, psalmii, vorbesc despre faptul că ar trebui să omul să tremure înaintea lui Dumnezeu. Cum înțelegem acest tremur? Și rostul tremurului înaintea lui Dumnezeu se vede în momentul în care omul începe să se autocerceteze. Eu nu vin înaintea lui Dumnezeu fără să te uiți cum sunt hainele pe tine, oricum că tu ești curajos. Nu vii, asta nu e închinare. Și exemplul meu cu hainele e simbolic. Da. Trebuie să vin înaintea lui Dumnezeu atent. Să calci atent, să vezi cum e, să-ți scoți încălțămintea din picioare, să-ți acoperi fața, să te pleci până la pământ înaintea lui. E o căutare de tine însuți, pentru ca nu cumva să te duci acolo în incompatibilitate cu Dumnezeu. Deci că despre asta e vorba când e vorba de închinare. E pentru prima dată când omul intră în adică realizează introspecția față de sine însuși și se măsoară pe sine dacă e vrednic să stea înaintea lui Dumnezeu. Deci putem înțelege că închinarea este de fapt starea omului și răspunsul omului prin manifestările pe care le face în prezența lui Dumnezeu. Absolut.
Mulțumesc. Adică e total greșit că atunci când trebuie să aduci o jertfă pentru vină, tu să vii cu jertfă de mulțumire. Încurcătura asta a făcut-o Cain. Cain trebuia să aducă jertfă de vin pentru păcat și el a adus o jertfă de mulțumire. Și Dumnezeu a zis, n-a privit cu bunăvoință la jertfa lui. Nu le poți încurca, trebuie să fii foarte atent aici, pentru că Dumnezeu este un Dumnezeu gelos, care nu își permite confuzii la nivelul adresabilității sale. De ce este important lucrul acesta? Sau de ce trebuie să avem grijă ca elementele care țin de închinare, de expresia sau de manifestarea închinării, să fie în acord cu modul în care Dumnezeu ne învață să ne închinăm? Este pentru că El vrea în felul acesta sau are vreo legătură și cu viața noastră? Geta, crezi că Dumnezeu are ceva pentru noi în educația închinării? Da, este numai normal să ne prezentăm în fața lui Dumnezeu așa cum se cuvine. Cum ne ajută? Îmbrăcați în podoabe sfinte, caracterul nostru să reprezinte ceea ce Dumnezeu dorește de la noi. Umblarea noastră zilnică, nu doar când suntem în biserică, ci acolo unde suntem confruntați cu anumite probleme, trebuie să dovedim cine suntem, să dovedim cui servim. Și aici mă refer și la exemplele biblice care ni s-au dat cu privire la cei care s-au închinat în mod corect lui Dumnezeu. Și poate mai târziu vom vorbi despre închinarea pe care a adus-o Daniel și cei trei tineri când au fost confruntați cu probleme legate de închinare, provocarea de a închina altui Dumnezeu în afară de Dumnezeul pe care tu îl cunoști. Cred că experiența de pe Carmel a lui Ilie este o lecție extrem de puternică pentru noi. Pe Carmel, în vremea lui Ilie, s-au confruntat oameni care susțineau clar că ei se închină lui Dumnezeu. Puseseră nume diferite lui Dumnezeu, dar până la urmă, într-un sincretism așa, ei considerau că nu-i mare diferență. Baal însemna Domnul și El era și în religia izraelită. Exegeții până în ziua de astăzi spun că nu-i mare deosebire între numele divinităților în Palestina, în Orientul Mijlociu, sub ideea de Baal. Deci ai Baal, ai El, Ohim, sunt cumva pe acolo, știți? Numai că în momentul în care s-a ajuns la închinare, descoperim asemănări și deosebiri. Deosebiri. Da? Sau au avut muzică și ei, ca și muzica leviților. Da? S-au rugat și ei, cum s-a rugat și Ilie. Au fost serioși și ei. Au ajuns acolo până când au intrat în stare de extaz mistic. Cuvântul Scripturii este mult mai clar pentru că zice, au aiurat. Au început să-și... Cu alte cuvinte, au bolborosit. A fost acolo și vorbire în limbi. Să fim atenți. Uh-huh. Și vorbire în limbi a fost acolo. Din cauza asta, vorbirea în limbi, din punct de vedere biblic, e total diferită de vorbirea în limbi de tipul Carmelului, în care oamenii vorbesc și bolborosesc cuvinte care nu sunt legate în frază, inventează sunete noi, mă rog. Deci nu se pot asemăna. Deci avem rugăciune și într-o parte și într-alta, avem extaz, avem vorbire în limbi, avem o mulțime de ingrediente și interesant este că aceasta este închinare pe care Scriptura o condamnă și spune că e închinare diabolică, e spiritistă. Cu aceleași elemente, cu rugăciune, cu cântare, cu închinare, cu extaz, cu aceleași, cu viziuni, au sărit și au făcut onestitate și au făcut tăieturi, așa cum spuneai, tăieturi în carne. Iar dincolo l-ai pe Ilie, tot cu rugăciune, scurtă, relație cu Dumnezeu, fără extaz,
mistic, vorbim despre, da. Da, fără extaz mistic, fără... Era extazul inimii de a veni înainte lui Dumnezeu. Fără muzica aceea extrem de compromițătoare care era acolo, fără entuziasmul popular, o legătură cu Dumnezeu serioasă care coboară foc din cer. Diferența este enormă. Mulțumesc. Și diferența asta va caracteriza, până la urmă, două tipuri de închinare la final. La sfârșit. Stai că sunt sincer. Sigur că da. Și preoții lui Baal au fost sinceri. E nevoie și de lumină și e nevoie de verificarea condiției noastre înaintea lui Dumnezeu. Am textul ăsta care spune așa aici, Proverbe 21:27. Jertfa celor răi este o scârbă înaintea Domnului. Cu cât mai mult când o aduc cu gânduri nelegiuite. Asta este Proverbe 21. Proverbe 28:9. Dacă cineva și întoarce urechea ca să n-asculte legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Deci nu contează doar faptul că tu te rogi. Contează foarte mult motivația și condiția rugăciunii pe care o aduci. A cântării pe care o faci. A slujbei pe care ești aici. Nu contează ridicarea mâinilor, că unii o ridică mai sus, alții mai jos, sau alții o țin așa. Nu poziția mâinilor contează. Poziția mâinilor reflectă la un moment dat ceva, dar contează foarte mult celelalte lucruri care țin de ascultare de Dumnezeu. Mulțumesc. Mulțumesc. Mă gândeam la felul în care cei trei tineri l-au reprezentat pe Dumnezeu, modul în care ei s-au închinat lui Dumnezeu. Pentru că atunci când împăratul vede în cuptor patru persoane, spune că al patrulea seamănă cu un fiu de Dumnezeu. Sora White spune, de unde știa împăratul cum arată un fiu de Dumnezeu? Și tot dânsa spune că acești trei tineri au avut grijă să-L reprezinte pe Dumnezeu corect în fața împăratului. Deci ei vorbeau despre Dumnezeu, vorbeau despre Domnul Iisus și atunci când L-au caracterizat exact așa cum L-a văzut împăratul în cuptor. Mulțumesc. Deci este foarte important felul în care noi Îl reprezentăm pe Dumnezeu. Deci în închinare. În închinare. Deci închinarea nu este doar ceea ce se vede, acțiunile noastre, poziția noastră, cuvintele noastre, chiar și cântarea sau muzica noastră, dar este atitudinea aceea a inimii. Mulțumesc! Mai aveți alte gânduri cu privire la psalmul 134? Dacă spuneți. Mi-a plăcut foarte mult ideea relaționării și a binecuvântării care vine din partea reciprocitatea. Da, vreți să subliniați această idee? Da, cred că am subliniat-o suficient. Rămâne ca noi să o prelucrăm, această idee. Dumnezeu binecuvintează și poporul binecuvintează. Cred că aici ar trebui să ne analizăm puțin, dispoziția noastră de a binecuvânta, dispoziția noastră publică, sala, noi care suntem acolo, cât de dispuși suntem să cântăm, să spunem aminul nostru, să facem parte, să realizăm o parte integrantă sau să ne integrăm pe noi în corpul bisericii în momentul slujbei de închinare. Dacă eu mă închin sau nu, dacă îmi reînnoiesc legământul de fiecare dată, contează mult. Eu nu mă duc doar la biserică pentru ca preotul sau pastorul să facă un serviciu acolo în față și eu să spun dacă preotul sau pastorul a vorbit bine sau rău. Nu e vorba de un eseu citit de cineva. Eu mă duc acolo pentru ca să fiu parte, să-mi reînnoiesc întreaga mea atitudine, întregul meu legământ față de Dumnezeu, să-L reînnoiesc aici. Binecuvântarea e reciprocă. Eu îl binecuvintez pe Dumnezeu ca să pot primi binecuvântarea Lui. Să nu mă aștept să primesc binecuvântarea Lui Dumnezeu în care eu sunt blocat în lipsa mea de binecuvântare. Mulțumesc. Ați amintit de mai multe ori ideea de a avea cântare și muzică în închinare. Ați amintit, de fapt, nu numai această idee, dar și ideea că muzica a fost apoi luată și folosită pentru închinare falsă. În studiu avem dedicat un segment pentru subiectul acesta și aș vrea să-l abordăm. Înainte de asta, da. Îmi permit să mai rămânem la ideea casei Domnului. Și pun problema asta, în ce măsură strângerea la casa Domnului mai este eficientă, când după, COVID-19, am ajuns să considerăm că
serviciile divine n-ar mai trebui să fie în număr prea mare, adică să fie obositoare, adică să fie prea multe. Și le-am simplificat. N-am o rețetă universală, dar unii am simplificat un serviciu divin, alții am scos două servicii divine, alții am rămas la unul. În timp ce textul spune stați toată noaptea în casa Domnului, stați noaptea în casa Domnului, noi am ajuns să stăm o oră jumătate în casa Domnului, din 24. Vreau să vă întreb, este un proces de eliberare? Ce se întâmplă acum? Îl înțelegem mai bine pe Dumnezeu? Sau procesul respectiv ne demonstrează faptul că pierdem gustul pentru casa lui Dumnezeu? Unde suntem? Probabil că e o întrebare pentru fiecare, inclusiv pentru cei care urmăresc și studiază împreună cu noi. Cred că este nevoie să înțelegem frumusețea casei Domnului și să stăm ziua și noaptea în dorința de a ne închina Lui și cât Dumnezeu ne pregătește timpul acesta. Vor veni ocazii când ne va fi dor să fim în casa lui Dumnezeu. Bun. Și nu vom putea face lucrul acesta. Obositor? Vreau să vă întreb. Obositor? Nu. Nu neapărat. Nu. Plictisitor? Nu. Sperăm că nu. Ar trebui să nu. Ce mai sperați? Să fie înviorător, să fie, deci, să fie o binecuvântare. Dar, vineri seara. Argumentul... Haideți să vă întreb. Vineri seara. Argumentul... Stai să te întreb, Lucic. Vineri seara. E cam greu, da? O săptămână, deci, de lucru, punctul 1. Vinerea este cea mai ocupată zi. Așa e, Geta? Așa e. Cea mai ocupată zi. Seara ești frânt de oboseală. Se poate și biserica acasă. Se poate, Lucian? Probabil că se poate. Se poate, sigur că da, nu e interzisă. Ba, din potrivă, se poate și închinarea acasă. Și atunci preferi închinarea acasă. Mulțumesc. Ăsta e cazul 1. Cazul 2. Sâmbătă după amiază. Ai stat toată dimineața la biserică, te duci acasă, mănânci bine. Te ajunge oboseala din timpul săptămânii. Un pui de somn și după amiază de tot, nu se poate închinarea acasă. Se poate închinarea acasă? Sau în parc. Bă, se poate? Sigur că se poate. E ceva rău? Sau la ocean. E ceva rău? Da și nu. Da și nu. Bun, eu zic că nu. Nu e nimic rău. Dar întrebarea mea simplă, ca să scurtez, dom'le, e vreo lecție în textul care spune stați noaptea în casa Domnului sau în textul care spune o zi în casa Domnului prețuiește mai mult decât 1000 în altă parte? Care ar trebui să fie învățătura? Noi suntem foarte critici, suntem buni critici în legătură cu noi înșine. Eu nu vreau să facem doar o critică. Adevărat, adevărat. Aș vrea să vedem, domnule, e o lecție. De ce spune Dumnezeu, domnule, o zi întreagă? De ce ne obosește atât de mult? De ce este așa? Ce se întâmplă? Cred că nu apreciem corect. Noi ca noi, dar de ce vrea Domnul? Asta aș vrea să vă întreb. De ce vrea Domnul ca eu să stau toată ziua mea cu El? E absurd. Mi-ajunge o predică pe ziua de azi. Cât să ascult? Mai lasă-mă să mă mai și gândesc singur. Cum e? Da. Pentru că Domnul ne iubește și vrea să petreacă timp cu noi. Și mă gândeam la o expresie pe care am, cred că în lecțiunea undeva și am notat-o. Dacă serviciul nostru de închinare va fi unul jovial, creativ, inclusiv și variat, putem să atragem și vom atrage oamenii în împărăția lui Dumnezeu. Deci avem nevoie și de variațiune ca să nu ne fie greu să stăm în casa Domnului. Deci... Da. Învățând din ceea ce Dumnezeu ne-a lăsat prin inspirație, citim în Spiritul Profetic sfaturi care ne învață să ne luăm timp în sabat pentru familie. De asemenea, familiile care au copii și care au nevoie să îi educe pe copii cu privire la închinare, să folosească timp pentru sabat, să iasă și în natură, unde să-L vadă pe Dumnezeu în natură. Suntem de asemenea învățați ca orele de sabat să le putem folosi și pentru misiune, pentru a lucra pentru ceilalți. Deci sunt lucruri adevărate și sunt lucruri frumoase și extraordinar de importante. Cum găsim balanța, cum găsim echilibrul în a binecuvânta pe Domnul și a petrece timp cu El, în același timp de a putea să avem timp și pentru familie, și pentru copii, și pentru misiune,
Câteodată și spun lucrul acesta pentru că cei care sunt slujitori sau care slujesc sunt confruntați cu cerințe destul de mari din punct de vedere al lucrului. Aici spune clar, atunci, leviții trebuie să stea toată noaptea. Așa este. Așa este. Slujitorii leviții, ei sunt chemați la un asemenea sacrificiu. Părinții sunt chemați să alterneze, să creeze diversitatea pentru copiii lor. Nu poți să ții un copil la templu, practic, aduceți-vă aminte, copiii nu erau aduși la templu până la 12 ani. Da. Părinții stăteau acasă cu ei, îmi imaginez cum făcea mama lui Moise, Iochebed sau ceilalți. Lui Samuel, al Domnului Iisus Hristos. Cum îi învățau până la 12 ani în grădină, în natură și așa mai departe, toate lecțiile acestea. E un alt câmp de studiu pe lângă templu, care pregătește pentru templu. Nu intră în contradicție cu templu, ci dimpotrivă, este o pregătire pentru așa ceva. Copiii sunt pregătiți cum să stea la adunare, ce să caute la biserică, cum să gândească în legătură cu biserica. Toate lucrurile astea trebuie să le facă părintele acasă, pentru că în momentul în care vine cu copilul acolo, el nu va sta toată noaptea și toată ziua la biserică, dar când va sta la biserică, va trebui să învețe, să experimenteze închinarea. Părinții deci trebuie să pregătească. Da? Și evangelizarea, vom ajunge în capitolul nostru să vorbim despre proclamare și ea are un rol aici, dar încă o dată, templu este centrul unde învățăm închinarea. Nu învăți acasă închinarea. La templu învăți închinarea. Acasă o practic. Închinarea de acasă este o extensie a închinării de la templu. O prelungire a ei. Din cauza asta, templul va trebui să devină partea cea mai importantă, frumoasă a vieții mele de credință. Iar a nu obosi de casa Domnului este o binecuvântare. Mulțumesc. Trebuie să ne gândim și la faptul că sunt localități care nu au biserici. Și, sau la distanțe sau la distanțe mai mari. Uh-huh. Și atunci copiii trebuie formați acasă. Părinții trebuie să fie primii educatori religioși. Și apoi, la vârsta în care pot să meargă, pot să fie aduși la templu. Mulțumesc. Deci Dumnezeu ne dă nu numai adevărul său, ne dă și înțelepciunea și puterea de a înțelege și a trăi aceste adevăruri. Mulțumesc! Aș vrea să te rog, Geta, dacă vrei să citești textul de memorizat și în spiritul sau în contextul acestui text mai sunt câteva texte în următoarea secțiune care vorbesc despre cântare, despre muzică. Și apoi aș vrea să vorbim puțin despre subiectul acesta. Voi cânta Domnului cât voi trăi. Voi lăuda pe Dumnezeul meu cât voi fi. Mulțumesc. Deci, câtă viață, cât Domnului de viață unui om trebuie să își exprime lauda și bucuria față de Dumnezeu. Deci sunt texte în Psalmul 33, 40, 96, în secțiunea de luni. Segmentul de luni vorbește în mod special despre rolul cântării în închinare. Vreau să vă întreb, cum vedem rolul acesta astăzi? E clar că în timpul acela psalmistul s-au invitat pe cei care erau un popor să cânte lui Dumnezeu. Am vorbit despre cântare la biserică. Putem să dezvoltăm puțin ideea cântării la biserică și apoi cântării acasă sau oriunde în timpul săptămânii? Cântarea la biserică. Ascultam în mai multe locuri, urmăream pe YouTube și în anumite biserici se vedea foarte frumos cum cântau oamenii, cum cântau credincioșii, corul de asemenea sau instrumentele. Am văzut și exemple în care cântarea era, mai lipsită de viață, mai seacă, așa, mai din reflex. Iar lucrul acesta atunci când te uiți, se vede ușor. De ce ne e greu să cântăm? De ce ne e greu să cântăm cu inima? Adică putem aborda din foarte multe perspective subiectul ăsta. O altă perspectivă a fost așa numitul tip de cântare bisericească. Cântarea bisericească introdusă
în biserică, de la Grigore cel Mare, în biserica de Apus, cantusul bizantin păstrat din secolul VIII, făcea din cele două încercări, fac din muzica bisericească o muzică ce nu există pe stradă. O păstrează numai pentru zona interioară a bisericii, astfel încât omul care vine de pe stradă să intre într-o altă atmosferă, atmosferă cerească. Se dorea a se face lucrul ăsta. Și astfel, muzica este foarte platonică. Muzica nu are nimic de a face cu ceea ce se întâmplă pe pământul ăsta. Încearcă oarecum să intre într-o paralelă cu absolutul, cu cerul, etc. Este un alt fel medieval de New Age, care New Age-ul vrea să facă același lucru astăzi și nu are nimic de a face cu lucrurile pământești, terestre. Rup în două realitatea, realitatea cerească și realitatea pământească. Realitatea pământească este omul de pe stradă, muncitorul care dă cu sapa. Realitatea cerească este preotul care aici nu are nimic de a face cu muzica cealaltă. Și atunci avem o rupere. De observat este faptul că psalmii leagă pe credincios de viața de aici. Din cauza asta se cere o cântare nouă. Pentru că viața de aici e o dinamică. Ai făcut o experiență cu Dumnezeu astăzi, vei face mâine. Fă o cântare de fiecare dată. Mergi cu Dumnezeu înainte. Dumnezeul tău este viu și tu ești viu. Faceți ca Dumnezeu să fie continuu la lucru în viața voastră. Deci cântarea trebuie să reflecteze, de fapt, o experiență nouă cu Dumnezeu. Atunci când vii și cânti și nu ai pentru ce să cânti în realitate unei experiențe noi, e o altă concepție mentală. Da. E o altă concepție despre Dumnezeu. Deci, uneori suntem tentați să spunem, domnule, doar muzica clasică este cea care ne ferește de... Și ne ferește de anumite lucruri, sigur că da. Imnul gregorian ne ferește de altceva, bizantinul ne ferește de altceva. În același timp însă ne aruncă mereu și mereu într-o zonă a trecutului, ne ține acolo. Trebuie să ne ferim de muzica dansantă, de ritmul rock și periculos care ne duce în altă parte, de acel tip de muzică ce ne ia gândirea de la măreția lui Dumnezeu și ne face să ne gândim doar la noi înșine, adică ne plângem pe noi înșine, ne lăudăm pe noi înșine. Nu asta este muzica lui Dumnezeu. În același timp, însă, muzica lui Dumnezeu nu este doar la templul de la Ierusalim, nu este doar în secolul 7, nu este doar în secolul 8. Nu! Muzica lui Dumnezeu trebuie să fie aici. Da, și cântările care ni se sugerează de către psalmist, tot timpul spune, cântați omului o cântare nouă, așa cum ai spus, bazate pe o experiență personală, o cântare care să mă înalțe, o cântare care să mă ducă mai aproape de cruce, o cântare care... Când Domnului, pentru că mi-a făcut mult bine. Și mai este ceva. Aș vrea să... Uitați-vă la Psalmul 144, da? Da. Îl avem aici, spune versetul 9. Îți voi da voi cânta o cântare nouă, te voi lăuda cu lăuta cu 10 coarte. Și spune mai departe așa, versetul 12. Fiii noștri sunt ca niște odrasle care cresc în tinerețea lor. Fetele noastre ca niște stâlpi săpați frumos, care fac podoaba caselor împărântești. Asta e cântare. Cu ce se ocupă cântarea? Cu fiii, cu fiicele. Gânarele noastre sunt pline și gem de tot felul de merinde. Turmele noastre se înmulțesc cu miile. Vițelele noastre sunt prăsitoare. Nu e nicio pagubă, nicio robie, niciun țipăt. Ferice de poporul care stă astfel. Observați cât de pragmatic este. Nu e cântarea aia platonică care are de-a face doar cu, eu știu, cu valorile interstelare. Nu. Are de-a face cu mine de fiecare zi. Ăsta este psalmul vieții mele și modalitatea mea de a-L binecuvânta pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este ăla care îmi binecuvintează și turmele, și casa, și viața. Nu, lui Dumnezeu nu este rușine să treacă prin turmele lui Iacov și să le binecuvinteze, să-i binecuvinteze oile. Dacă lui Dumnezeu nu este rușine ca să-și trimite îngerii săi să binecuvinteze oile, mie rușine să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru faptul că mi-a dat astăzi putere să mă spăl pe dinți? Asta este diferența. Mulțumesc. Ați surprins foarte bine esența închinării. Aș vrea să mai rămânem doar un moment la ideea de cântare. În contextul
idei de închinare, atunci când vorbim despre cântări și în biserică mai ales, lucrul acesta este clar și îl folosim și avem nevoie să cântăm cu toată inima. Atunci când suntem acasă însă, nu suntem așa de atrași sau de dispuși să cântăm. Există binecuvântare și aici? Și care ar fi avantajul sau însemnătatea pentru viața mea spirituală? Cei care cântă aici la biserică cântă cu toată inima, frumos. Dar nu știu dacă noi cântăm toți acasă. De mult timp m-am confruntat cu ideea aceasta și am început să cântam în mintea mea. Și mi-am dat seama cât de frumos este să cânți de asemenea și cu vocea. Sau să murmuri, sau când ești la serviciu și ai timp să citești, sau când ești într-un loc unde poți să-ți îndrepți gândul către Dumnezeu, cântarea are un rol deosebit. Putem să elaborăm cântarea acasă, la lucru. Cum e cu tine în sala de operație, spre exemplu? Okay. Tu poți să cânti acolo puțin? Chiar la asta mă gândeam acum. Da, sigur că da. Și să știți că mi se alătură și doctorii. De foarte multe ori mi s-a întâmplat că am început să fredonez o melodie și din partea cealaltă a mesei mi s-a alăturat doctorul. Deci muzica este unul dintre mijloacele cele mai eficiente de a impresiona inima cu adevărat spirit, cu adevărul spiritual. Mm-hmm. Și chiar când, atunci când lucrez și cu doctori care nu sunt adventiști, mm-hmm. atunci când ei îmi cer să pun muzică în computer pentru operație. Da. I-am spus, eu nu știu decât hymnals. Dacă agreați cu asta, am muzica mea. Dacă agreați cu asta, da. Dacă nu, eu plec. Sorry, încercați altcineva. Aș vrea să merg spre o zonă care îmi creează și mie dificultăți. Ai vorbit despre preocuparea ta. Nu dificultăți în sens negativ, dar m-am gândit următorul lucru. De obicei noi cântăm, iertați-mă, când ne vine. Adică este un reflex automat în care te trezești că tu cânți. Aproape fluier, adică, cum să spun, automatismul ăsta cu care ne-am obișnuit. Am vrut deseori să ies din zona automatismului. Pentru că automatismul nu este o mișcare sau o cântare controlată, oferită, închinată. Este un gest spontan, cultural aproape. Bun. Și am zis, oare când am dorit eu ultima dată să-i dedic lui Dumnezeu o cântare? Știți, la rugăciune mă duc. În genunchi la rugăciune. Îi dedic lui Dumnezeu rugăciunea respectivă. La cântare nu mi s-a întâmplat lucrul ăsta. Evident, la altarul de familie există, să zic, ritual, mă rog, obișnuința aceasta să și cântăm. Dar când sunt singur. Și am observat că nu sunt obișnuit cu asta și încerc să mă obișnuiesc. Să mă duc și să-i spun, Doamne, uite, cântarea asta e pentru tine. Și să o cânt cât mai frumos. Să o cânt în așa fel încât să fie pentru el. Adică să nu cânt două măsuri și pe urmă să-mi dreg glasul și să spun. Nu. Să fie ca la biserică. La biserică, cel ce cântă, nu-și permite să-și dreagă glasul după două măsuri. Nu-și permite nici să cânte prea încet. Nu-și permite nici să cânte cu greșeli. Nu. Doamne, vrea să facă treaba asta cât se poate. De ce? Pentru că e în fața celorlalți. Eu când sunt în fața lui Dumnezeu și îi dedic lui o melodie, aș vrea să fie la fel. Mulțumesc. Cu asta mă lupt în ultima vreme și eu cred că aici trebuie să lucrăm. Să aducem lui Dumnezeu cântarea ca jertfă, conștientă, cu calitate, specială pentru el, cu dedicație. Mulțumesc. În acest context, și mergem imediat mai departe, aș dori, pentru că am privilegiu și responsabilitatea să fiu un lider în departamentul muzical, aș face un apel către toți cei care sunt binecuvântați cu darul muzicii.
să poată să se lase sub influența Duhului Sfânt și să scrie muzică bună, muzică frumoasă, muzică, o cântare nouă care să poată să fie folosită în închinare pentru cor, pentru instrumente, pentru biserică. Pentru om. Avem nevoie... Pentru om. De ce pentru spun lucrul ăsta? Iartă-mă că mă... Da. Ăsta-i domeniul tău și n-ar fi trebuit să-mi fac. Însă ce observ de la o vreme încoace? Cântările pe care le facem sunt extrem de complicate. Cântările care le facem sunt scrise pentru autori. Autorul se expune în cântarea respectivă, autorul se recomandă, autorul se produce în cântarea aceea. Nu cred că ar trebui să se întâmple treaba asta. Cântarea ar trebui să fie făcută, vorba lui Luther, pentru copiii mei, pentru Ion și Maria, să poată să cânte Vasilică. Cântarea asta și o cântă cu toată inima. Da. Ăsta a fost coralul protestant, ăsta a fost intenția muzicii la început, ca omul să o poată cânta și la sapă, când sapă acolo să poată să cânte. Și să nu cânte ușor, să cânte cu toată splendoarea și măreția lui Dumnezeu în mintea lui. Nu e vorba de muzică folk, nu e vorba de muzică populară de 2 lei. E vorba de toată măreția lui Dumnezeu pusă în măsuri simple pentru ca să o putem trăi în viața de fiecare zi. Mulțumesc. Dumnezeu a binecuvântat biserica sa cu oameni dedicați și a dat darul acesta al muzicii. Avem nevoie să avem cântări frumoase, cântări noi care să descrie frumusețea și lucrarea lui Dumnezeu într-o manieră deosebită și nouă. Știu că vrei să treci mai departe e timpul să trecem mai departe. Da. Aș vrea doar să sugerez, din momentul ăsta am putea să ne gândim la rostul cântării în legătură cu adevărul prezent. Adevărul prezent este adevărul profetic. Cântarea noastră trebuie să meargă înainte și trebuie să prindă forța profetică a adevărului prezent pentru ziua de astăzi. Folosiți această sintagmă, folosiți acest puternic concept pe care Scriptura ne-l pune la îndemână. Adevărul prezent în muzică, în rugăciune, în viața de fiecare zi, în psalmii personal pe care îi scriem. Mulțumesc! Mulțumesc! Închinarea ca starea inimii. Psalmul 15. Geta, te rog frumos, dacă vrei să citim din nou partea de citire din psalm. Deci psalmul 15 iarăși nu este lung, dar este extrem de frumos și de profund. Sigur. Doamne, cine va locui în cortul Tău? Cine va locui pe muntele Tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă, acela nu clevetește cu limba lui, nu face rău semenului său și nu aruncă o cară asupra aproapelui său. El privește cu dispreț pe cel vrenic de disprețuit, dar cinstește pe cei ce se tem de Domnul. El nu-și ia vorba înapoi dacă face un jurământ în paguba lui. El nu-și dă banii cu dobândă și nu ia mită împotriva celui nevinovat. Cel ce se poartă așa nu se va clătina niciodată. Mulțumesc! Ce imagine frumoasă despre biserică! Ce mult mi-aș dori ca să fie biserica... Adică eu să fiu așa. Gândiți-vă cum ar fi o biserică și un popor care să reflecte toate condițiile astea. Hai să le încă o dată. Umblă după neprihănire. Da. Spune adevărul cu toată inima, nu minte. Da. Nu clevetește, adică nu bârfește. Da. Nu face rău semenului său și nu ocărește, nu ceartă pe aproapele său. În același timp, are non-valori pe care le disprețuiește. Ce este vrednic de disprețuit, este disprețuit, păcatul și nelegiuirea și așa mai departe. Nu se răzgândește, nu și-a vorba înapoi, chiar dacă face în paguba lui. Nu există jaf financiar care se poate numi dobândă. Da? Și nu schimbă judecata. Asta este imaginea poporului Dumnezeu care se închină. Dacă nu avem aceste caracteristici, să nu ne imaginăm că ceea ce facem noi, ca popor, e închinare. E orice altceva, dar nu închinare. Lucrurile descrise aici, acțiunile descrise aici, nu le asociem în mod obișnuit sau în mod natural cu închinarea la templu.
Și atunci, care este lecția pe care psalmistul ne oferă pentru noi astăzi? Deci, închinarea este doar pentru sabat, pentru templu, e doar pentru acasă sau avem de-a face cu ceva mai mult? Mi-e place acest dialog practic imaginar între David și Dumnezeu, pentru că David este interesat ce calități trebuie să îndeplinească cel care se va sui pe muntele cel sfânt și cel care se va sui, va locui în cortul lui Dumnezeu. David prezintă aici două aspecte complet diferite. Se vorbește despre cort, care reprezintă ceva dinamic, mișcător, și despre munte, care reprezintă putere, ceva static. Statornicie. Iar urcarea pe munte nu este un proces ușor. Pentru ca să poți urca pe munte, trebuie să depășești niște eforturi, să faci niște eforturi. Îți trebuie antrenament, îți trebuie perseverență, îți trebuie disciplină. Și cred că mai întâi trebuie să facem cunoștință cu cortul și treptat putem ajunge la munte. Îmi place că în acest psalm, practic, răspunsul lui Dumnezeu cuprinde cele două mari porunci. Dragostea față de Dumnezeu și dragostea față de aproapele. Este vorba de cel ce umblă în neprihănire. Cel care iubește pe Dumnezeu. Ai atins o idee extraordinară și este importantă și esențială pe care chiar vreau să o atingem, să mergem la ea. Care este, deci, relația între închinare și legea lui Dumnezeu? Închinarea este trăirea legii, se poate spune? Sigur. Sau împlinirea legii? Împlinirea legii. Deci, cel ce umblă în neprihănire, acela face voia lui Dumnezeu. Păzește legea. Și apoi se referă la partea cealaltă, iubirea față de aproapele. Cine iubește aproapele, nu îl clevetește, nu îl înșeală, nu îi ia dobândă, nu îi face rău. Deci, în acest psalm, care îmi place foarte mult, este cuprinsă, practic, întreaga lege. Mulțumesc. Frate Vali, doriți să adăugați ceva la ideea aceasta? Aminteam înainte textul care spune: pentru cel ce calcă legea și rugăciunea lui este o scârbă înaintea lui Dumnezeu. Aici, în psalmul 15, reprezintă condițiile pentru închinare. Închinarea ca formă de manifestare poate să fie copiată. Pot să mă închin pentru că am învățat închinarea. Dar ca stil vă referiți? Da, ca formă. Da? Dar ca închinarea să fie autentică, să fie profundă, ai nevoie de calitățile acestea. N-ai calitățile astea, n-ai închinare. Nu mă pot opri să nu ajung la psalmul 101. E tot al lui David. E o completare. El zice așa: nu voi pune nimic rău înaintea ochilor mei. Urăsc purtarea păcătoșilor. Nu se va lipi de mine. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău. Vă rog să observați ce atitudine de respingere a răului. E o dinamică a atitudinii lui David în privința asta. Dinamică care ar trebui să fie dinamica fiecărui creștin și a bisericii ca popor. Da? Inima, deci urăsc stricarea, purtarea păcătoșilor. Inima stricată se va depărta de mine. Nu vreau să cunosc pe cel rău, pe cel ce clevetește în ascuns, pe aproapele său îl voi nimici. Adică, în poporul lui Dumnezeu nu există bârfitori. Amin. Sunt nimiciți. Așa zice aici. Cu cel mândru, cu priviri trufașe, nu-l voi suferi. N-au ce căuta în biserică, mântria, privirile trufașe. Voi avea însă ochii îndreptați asupra credincioșilor din țară ca să locuiască lângă mine. Ăsta este esența cortului. Cine va locui pe cortul tău? Adică credincioșii ăștia care se adună din țară, îi voi strânge lângă mine, spune David. Cel ce umblă pe o cale fără prihană, acela îmi va sluji. Și așa mai departe. Citiți Psalmul 101, este extraordinar. Este o altă rețetă pentru închinare, pentru poporul lui Dumnezeu, pentru calitatea poporului Dumnezeu. Vorbind de condițiile închinării, și lucrul acesta ne ajută să facem un pas înainte de asemenea,
Segmentul de joi vorbește despre ce nu îi place lui Dumnezeu sau ce n-ar trebui să facem în închinare, tot la condițiile închinării. Și aș vrea să zăbovim puțin la segmentul acesta de joi și să încheiem cu proclamarea Evangheliei ca un triumf al închinării. Deci, atunci când vorbim, deci în Psalmul 40, 50, mai departe 51, ce nu îi place lui Dumnezeu? Și putem să cităm din Psalm, dacă... Ok. Tu nu dorești nici jertfă, nici dar de mâncare, ci mi-ai străpuns urechile, nu ceri nici ardere de tot, nici jertfă de ispășire. Atunci am zis, iată-mă că vin, în sulul cărții este scris despre mine, vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este în fundul inimii mele. Mi-a plăcut mai mult versetul din Psalmul 51, da. Care spune, jertfele plăcute lui Dumnezeu sunt un duh zdrobit. Dumnezeule, tu nu disprețuiești o inimă zdrobită și mâhnită. Și mă gândeam la faptul că în acel moment când David este față în față cu prorocul Natan, inima lui era zdrobită. Atunci când prorocul Natan îi expune parabola. Și deci este normal că atunci când conștientizăm starea noastră în urma convertirii, bineînțeles, și cunoscând standardul biblic pe care suntem chemați să-l atingem, ne simțim nevrednici. Dar în același timp, conștientizând faptul că avem un mare preot, avem pe cineva care s-a jertfit pentru noi, conștientizăm faptul că salvarea noastră este posibilă și că putem să, asemenea lui David, chiar îi cere Domnului, fă-mă să aud veselie și bucurie și oasele pe care le-ai zdrobit tu se vor bucura. Zidește în mine o inimă curată, Dumnezeule, pune în mine un duh nou și statornic. Și apoi zice, are curajul să-i ceară Domnului, dă-mi iarăși bucuria mântuirii tale și sprijinește-mă cu un duh de bunăvoință. Așa de mult era David legat de Dumnezeu și îl cunoștea așa de bine, încât atunci când s-a pocăit, are curajul să-i ceară Domnului să-l restaureze. Mulțumesc! Psalmii, cei doi citați până acum și al treilea, ne duc într-o zonă în care jertfele nu mai funcționează. Nu mai merg. Nu-și mai ating scopul. Zice aici, arderile tale sunt totdeauna necurmate înaintea mea. Și nu funcționează. Erau făcute ca la carte. Ce le lipsea? Dumnezeu poruncise tot sistemul ceremonial și jertfe, da, de aceasta. Ce le lipsea? O inimă curată. Dumnezeu spune limpede, eu v-am dat jertfele nu pentru mine, nu eu am de învățat din ele. Voi aveți de învățat din ele. Când jertfele au ajuns într-un blocaj, nu mai învățau pe nimeni, nu mai schimbau pe nimeni, nu mai au rost. Adică, ce era atât de important? Cu alte cuvinte, revenind la noi, ce învățăm din închinare? Că poți să aduci închinarea din punct de vedere formal, până nu se mai poate. Ritualistic, da. Da? Și totuși să fie blocată și să nu învețe nimeni nimic din ea. Să nu se schimbe nimic datorită închinării. Spunea cineva, noi suntem schimbați prin închinare. Ce se întâmplă când nu mai e schimbat prin închinare? Închinarea nu mai are niciun efect. Gata, s-a blocat, s-a terminat cu închinarea. Da. Asta e dureros. Și Dumnezeu spune, rămân toate, rămân unde lemn, litri de unde lemn, sângele care curge, rămân acolo. Nu mai funcționează. Și Psalmul 40 vine și ni-l pune în față pe Mesia. Iată-mă că vin. În sulul cărții este scris despre mine. Cum este scris în sulul cărții? Vreau să fac voia ta, Dumnezeule, și legea ta este temelia inimii mele.
Ăsta este modelul cristic, care este un model pentru toți. Asta ar fi trebuit să învețe jertfele. Vă dați seama de un lucru și cu asta închei. Când Dumnezeu a instituit prima, sistemul jertfelor și s-a dus la Adam și a spus: Adam, pentru că tu ai păcătuit, trebuie să te duci să iei mielul ăla. La vremea respectivă nu erau inventate cuțitele. Cum l-o fi omorât? Cum l-o fi jupuit? Cum l-o fi putut jertfă? Nu știu. Îmi imaginez că a fost o scenă extrem de traumatizantă pentru Adam. Extrem de traumatizantă. Pentru prima dată, el nu a mai cunoscut ce e moartea până atunci. N-a văzut sângele. A văzut doar natura perfectă. Și dintr-o dată el vede natura zdrobită, pentru că probabil că a luat o piatră, i-a spart capul, nu știu. Foarte dur vorbesc acum. Dar oricum, după ce a văzut mielul mort, a văzut natura care fusese perfectă, a văzut-o demolată, terminată. Și Dumnezeu a spus: vezi, ăsta e păcatul. A doua oară când vei păcătui, va trebui să mai aduci un miel. Spuneți-mi, vă rog, când a mai adus Adam al doilea miel? Întrebarea mea e absurdă, dar vă rog frumos un exercițiu. Când a adus al doilea miel? Adică, vă dați seama, Dumnezeu ar fi vrut să-l facă pe Adam, ca prin jertfa respectivă să înțeleagă cât de rău e păcatul și să-l facă să nu mai păcătuiască. Ăsta era scopul. Scopul lui Dumnezeu nu era să facă să-l aducă jertfe. Și să facă să nu mai păcătuiască. În ziua când mai târziu, în Ieremia, se spune: voi aduce jertfe ca să puteți păcătui și păcătuiți ca să aduceți jertfe. N-a mai funcționat nimic. Nimic nu mai funcționa. Ăsta este chemarea, scopul lui Dumnezeu, sensul lui Dumnezeu. Mulțumesc. În economia lui Dumnezeu, în economia mântuirii, în lucrarea mântuirii, Domnul Hristos, în către încheierea lucrării lui pe pământ, spune, atunci când vorbea femeii de la fântână: dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Închinarea adevărată are ca centru prezența lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu și adevărul lui Dumnezeu. Cum se realizează închinarea în ziua de astăzi, atunci când vorbim despre proclamarea închinării? Și aici vorbim și despre solia sau mesajul proclamării, solia celor trei îngeri sau întreita solie îngerească. Este secțiunea din ziua de miercuri, dar o folosim ca concluzia studiului nostru de astăzi. Fără a avea pretenția că am epuizat cumva subiectul. Deci, în Psalmul 96 apare din nou acest îndemn: cântați Domnului, o cântare nouă. Dar aici David implică toți locuitorii pământului, implică de asemenea lucrarea de evangelizare, pentru că povestiți printre neamuri slava lui, printre toate popoarele minunile lui. După aia vine textul care spune: familiile popoarelor, dați Domnului, dați Domnului slavă și cinste. Dați Domnului slava cuvenită numelui Lui, aduceți darul de mâncare și intrați în curțile Lui. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Și de asemenea implică toată natura în acest act al închinării. Chiar soarele, luna, stelele trebuie să-L laude pe Dumnezeu. Îngerii, de asemenea, îl laudă pe Dumnezeu, se bucure cerurile și se veselească pământul, să mugească marea cu tot ce cuprinde ea, să tresalte câmpia. Pentru că Domnul vine și vine să judece cu dreptate și popoarea după credincioșia Lui. Aici se face referire la întreita solie îngerească și mă refer în primul rând la solia Îngerului întâi, care spune: temeți-vă de Dumnezeu și dați-i slavă și închinați-vă celui ce a făcut cerurile, pământul. Deci se referă la un Dumnezeu creator, la un Dumnezeu răscumpărător, la un Dumnezeu ca judecător.
Mulțumesc foarte mult! Și mai este o... Vine apoi Solia Îngerului al Treilea, care spune exact opusul, dacă se închide cineva, deci există și o altă persoană căreia avem... Era întrebarea mea următoare. Te rog, okay. te rog frumos, spune. Deci nu, e foarte bine, spune. Intervine Solia Îngerului al Treilea, care spune, dacă se închide cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe mână sau pe frunte, va suporta consecințele din partea lui Dumnezeu. Vinul mâniei lui Dumnezeu ne-a amestecat cu milă. Vorbim despre o solie a adevărului, o solie care aduce vestea bună a judecății. Frate pastor, ați dori să... E interesant. Apocalipsa 14, al treilea înger, vorbește despre un moment de investiție. Dacă se închină cineva fiarei și primește semnul ei, vreau să vă spun că primirea semnului s-a făcut întotdeauna și se face în cadrul unei mari sărbători. Este investiția pentru o anumită funcțiune. La momentele de investiție se folosește muzică, la momentele de investiție se folosește fast, este ca și în câmpia dura. Exact așa. Încă o dată câmpia dura, mutată oarecum la sfârșitul timpului, în câmpia dura era o închinare în fața chipului istoriei. Încă o dată chipul istoriei este prezentat aici, însă sub formă de fiară. În fața chipului istoriei se dau semnele sau pecetea chipului ei. Este muzică, este spectacol, este investitură, se oferă onoruri, este ștampila aceea în care faci parte dintr-o clasă care se află sub protecția marii fiare. Te afli în siguranță. Fiara va lupta pentru tine. Vei putea să vin și să cumperi. Un adevăr foarte interesant pentru zilele noastre și psalmul despre care vorbim acum, 96, spune că în contrast cu această imagine, zice, Domnul este mare. Îndeosebi când vorbim despre măreția lui Dumnezeu, la ce sentiment ne gândim noi? Dumnezeu este atât de mare încât mie, eu ce simt? Că sunt mic, că mi-e frică. Observați aici, textul spune așa, Domnul este mare și vrednic de laudă. Schimbarea emoției este 100%. Când un păcătos spune Domnul e mare, e teamă, lui e teamă. Când un mântuit spune Domnul e mare, el cântă cântare de laudă. Aici suntem chemați să fim mântuiții Domnului. Apoi zice mai departe, spuneți neamurilor, Domnul împărățește. Profilul lui Dumnezeu ca împărat, profilul regal al lui Dumnezeu pentru zilele noastre este extrem de necesar. Nu fiara guvernează, Dumnezeu guvernează. Nu în spatele fiarei te vei simți în siguranță. În spatele lui Dumnezeu te vei simți în siguranță. Textul spune, cântați asta. Asta e imnologia adventă. Imnologia adventă nu vorbește despre mine, nu mă tânguie pe mine, vorbește despre această realitate a marii lupte și a faptului că ne aflăm și suntem în siguranță în spatele împăratului. Apoi, următorul text spune că ne aflăm în siguranță în spatele judecătorului și Dumnezeu este judecător, spune versetul 10, ultima parte. În fața judecătorului, păcătosul se teme. Aici zice, Domnul judecă popoarele să se bucure cerurile și să se veselească pământul. Mântuiții se bucură de faptul că Dumnezeu judecă. Asta ar trebui să fie tema noii imnologii, vorba lui Geta. A? Împărăția lui Dumnezeu, judecata lui Dumnezeu, care conduce la veselie, la bucurie, la eliberare, la o cântare nouă. Dumnezeu împărățește. Mulțumesc! Și apoi, cred că ar trebui totuși să vorbim și despre faptul că înțeleptul spune, teme-te de Dumnezeu și păzește poruncile Lui, pentru că aceasta este datoria oricărui om. Și pentru că dragostea lui Dumnezeu stă în păzirea poruncilor Lui. Și ar trebui să amintim aici că chiar psalmistul spune, dacă cineva își întoarce urechea și n-ascultă legea, chiar și rugăciunea lui este o scârbă. Deci, datoria de a ne închina lui Dumnezeu se bazează pe faptul că El este Creatorul, El este Răscumpărătorul, El este Judecătorul nostru
Și va exista la sfârșitul timpului o mare controversă între cele două mari clase de închinători creștini. Și cred că sabatul va fi controversă, centrul care ne va separa unii de alții. Este porunca care îl identifică pe Dumnezeu ca creator. Este citat din porunca Exod 20, atunci când uităm la Apocalipsa 14. Dar... Numai atât, dar sabatul este până la urmă concentrarea închinării în forma ei pentru popor. Pentru om chiar. Sabatul cheamă o adunare sfântă. Sabatul nu e pentru altceva decât ca poporul lui Dumnezeu să se adune la o parte, să se adune la o altă. Cu alte cuvinte, sabatul formează un popor. În restul săptămânii, fiecare la cortul lui. Sabatul însă obligă formarea unui popor. Din punctul ăsta de vedere, se ajunge la o identitate a poporului lui Dumnezeu. Din punctul ăsta de vedere, sabatul este extrem de provocator. Este extrem de deranjant până la urmă, pentru că în sabat apare o nouă identitate ciudată, unică, față de toată lumea. Și atunci această identitate provoacă. Provocarea lui Dumnezeu poate să însemne proclamare, poate să însemne cântare nouă, poate să însemne mântuire, dar înseamnă și luptă. Aș vrea în încheiere să vă aduc înainte un scurt citat și aș vrea să îl aplicăm la lucrarea de proclamare. Review and Herald în 16 august 1881 este un citat care apare în Sfaturi pentru o trăire creștină sau viețuire creștină eficientă. Adevărata închinare constă în a lucra împreună cu Hristos. De ce adevărata închinare constă în a lucra împreună cu Hristos? Și care este lucrarea? Dânsa explică aici sau merge mai departe și spune că rugăciunile, îndemnurile, studiu, vorbirea, toate au rolul lor, dar dacă nu sunt însoțite de fapte bune, de grijă față de semen, față de fratele, față de sora, față de orfan, de văduvă, atunci rămân doar flat, rămân fără valoare. Deci adevărata închinare constă în a lucra împreună cu Hristos. Vorbim de proclamare. A lucra împreună cu Hristos înseamnă să cooperezi împreună cu El. Aduceți-vă aminte că la început am vorbit despre faptul că închinarea înseamnă reciprocitatea binecuvântării. Mulțumesc. A nu-L lăsa pe Dumnezeu singur să binecuvinteze lumea asta, să o binecuvinteze El. Să poți să vii înaintea lui Dumnezeu și să fii părtaș în binecuvântare, astfel încât să binecuvintezi și tu lumea, datorită faptului că Dumnezeu te-a binecuvântat. Și în felul ăsta să devii un canal al binecuvântării. Imaginea asta, conlucrarea asta cu Dumnezeu, este cea care va înnobila, nu numai lucrarea, dar ființa noastră, ca și existență pe pământul ăsta foarte mult. Mulțumesc. Gânduri de încheiere. Am petrecut un timp deosebit și nu numai plăcut, dar foarte productiv și studiul Bibliei este totdeauna un timp extraordinar de frumos. Aș vrea să spun un singur lucru, să ne ajute Bunul Dumnezeu să nu se termine închinarea niciodată din ființa noastră. Din nefericire o încheiem cam după sabat. Să nu se termine duminica, să nu se termine joia, să nu se termine marți, să nu se termine închinarea. De obicei ne închinăm la biserică, să nu se termine închinarea la serviciu, să nu se termine închinarea în bucătărie, să nu se termine închinarea la joacă, să nu se termine închinarea, să fie fără sfârșit. Mă întrebau la un moment dat producători de muzică, oameni care puteau să facă muzică. Ce se întâmplă? N-avem muzică câmpenească.
Adică, cum e muzica câmpenească? Păi așa zice, uite, la biserică tot de ale de închinare, dar așa de vesel saltă, clocotește, așa, mai fără închinare, nu se poate. Să nu se termine, dragii mei, și la câmp, dacă se poate, să cântăm când vesel saltă, clocotește, cu Dumnezeu, cu tot. Nu fără El, niciodată. Și muzica se reflectă lucrul ăsta și versurile se reflectă. Tot. Vă mulțumesc. Greta, doresc să mai adaugi un cuvânt? Doar atât că închinarea aduce unitate și armonie în poporul lui Dumnezeu, aduce unitate și armonie între frați, aduce bucurie și dorința noastră de a veni în fața lui Dumnezeu și a ne închina înaintea Lui trebuie să fie tot timpul în inimile noastre. Mulțumesc mult de tot! Vreau să vă mulțumesc. Să mai poate un gând, îl citesc. Sigur, vă rog. Poporul Israel, și vorbesc acum înlocuind biserica, este descris în termeni ca fiind poporul de lângă Domnul sau poporul Domnului, sugerindu-se că din toată lumea creată, Israel și deci biserica, are un statut special în a lăuda pe Dumnezeu. Suntem creați în compatibilitate cu Dumnezeu și cu lauda Lui. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc mult de tot încă o dată pentru ajutor, pentru participare. Mulțumim celor care au stat împreună cu noi în acest timp deosebit de studiu. Vă mulțumim, vă dorim ca realitatea frumuseții închinării lui Dumnezeu să fie o realitate vie astăzi și care să nu se termine niciodată. O închinare fără sfârșit. Până la data viitoare, vă spunem la revedere și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu. Amin.